Pandurii Vaslui au avut parte de un scenariu halucinant. Mai întâi gorjenii au deschis scorul prin Voiculeț, dar au fost taxați cu un penalti în minutul 70 la duelul dintre Cardozo și Erobelo. A fost penalti? Normal că nu. Am căzut. Te-ai încărcat, Cardozo. Că m-am împins, m-a faltat în atac și pe urmă dezechilibrat și nu am văzut ispat. Faza a stârnit reacții incredibile. Grigoraș a făcut semn jucătorilor să iasă de pe teren ca formă de protest la decizia lui Robert Dumitru. Șeful Condescu a coborât însă Val Vârteș de la lojă și i-a ținut pe jucători pe teren. Condescu se felicită pentru decizia luată. Da, fiindcă erau 11 metri, putea să rateze, puteam să mai dăm noi goluri. Dacă ești după teren, ai și sancțiuni și ai și 3-0, sigur. Wesley a transformat penaltiul, iar lovitura de teatru a venit cu 5 minute înainte de final. După eliminarea lui, Marius Constantin, vasluienii au dat lovitura prin PAP, care a profitat de gafa lui Mingote și a trimis punctele în Moldova. 0 puncte. 0 puncte, 0 bani. În păcate, cred că nu o să ne îndeplinim nici obiectivul. Locul 10. Sunt supărați că au avut un meci în mână, putea să fie 2-0, putea să-l câștigăm. Și normal că este o anumită frustrare. Păcat. Culmea, ambele echipe considerau la final că meritau toate cele 3 puncte. Ocaziile și jocul au fost însă clar de partea pandurilor. E just. Mersem să ganiar, frânt măbulisim echipa cum e panduri. E un rezultat just, am meritat să câștigăm, chiar împotriva unei echipe frumoase cum e cea a pandurilor. Vaslui a lăsat o impresie foarte bună până astăzi, dar astăzi cred că am fost din toate punctele de vedere peste ei și am fi meritat victoria, nu un punct. Cred că am fi meritat victoria. N-am ce să le reproșești propriilor jucători. Eu zic că am făcut o partidă bună. Păcat că n-am reușit cel puțin un rezultat de egalitate. Când l-am văzut pe Robert Dumitru cu 2 ore înainte de... Nu aveam cum să aflăm pe cine e arbitru. L-am văzut la stadion, mi-am dat seama că va fi foarte greu. Fanilor gorjeni nu le-a picat deloc bine eșecul. I-au huiduit copios pe moldoveni la plecarea acestora de la stadion.